parte. Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi în cadrul acestei ediții de festival. Vă mulțumim că ați depus un efort considerabil pentru a ajunge la festivalul Gabriel Muzicescu, pentru că știm foarte bine trebuie foarte multă muncă și performanță pentru a participa la concursuri. Și din acest motiv aș vrea să felicit toate corurile care s-au înscris la secțiunea pentru copii, Cantus Mundi, să vă felicit pentru munca pe care ați depus-o, pentru repetițiile intense pe care le-ați desfășurat, să felicit dirijorii de cor pentru faptul că vă ajută să performați la acest, să spunem așa, nivel de a ajunge la concursuri. Și să vă urez mult succes, mult succes pentru ceea ce se va întâmpla astăzi aici pe scenă, pe scena Casei de Cultură a studenților. Mulțumim gazdelor că ne-au primit astăzi aici. Și înainte de a da curs desfășurării concursului, aș vrea să vă prezint comisia, pentru că mi se pare normal să-i cunoașteți în personal și să vedeți, să-i cunoașteți, de fapt. Acesta era motivul pentru care vreau să îi și anunțăm acum. Deci, președinta de onoare a Comisiei pentru Corurile de Copii este doamna Ana Ungureanu, dirijor al Corului Național de Cameră Madrigal, Marin Constantin, dar și director al Programului Național Cantus Mundi. Mulțumim din suflet, doamne Ana, că ne onorează de fiecare dată cu prezența, ne bucură de fiecare dată să ne întâlnim în astfel de ocazii frumoase pentru toți și pentru copii și pentru noi organizatorii, dar și pentru comisie, și să-i urăm o ședere plăcută aici la noi, la Iași. Mergem mai departe și îl voi anunța pe domnul Andrei Angelini din Rimini, Italia. Este și observator internațional al Federației Internaționale a Muzicii Corale. Îi mulțumim că acceptă de fiecare dată, la fiecare ediție de festival, să fie aici alături de noi. Pentru noi este o onoare. Ne bucură faptul că mari personalități ale muzicii corale sunt aici la Iași și cu siguranță îi vom aștepta în fiecare an cu mare drag. Anul acesta s-a alăturat Comisiei pentru Corurile de Copii și domnul conferențiar universitar dr. Ioan Golce de la Universitatea Națională de Muzică din București. Mulțumim domnului profesor. Și dăm startul concursului de astăzi. Vom anunța prima formație care va evolua pe scenă astăzi. Corul Allegra al școlii gimnaziale George Sătimbreanu din București, dirijat de doamna Fazakaș Vișan Minodora. Îi invităm în scenă. Mircea Sătimbreanu, iertați, dar știam că ceva nu e în regulă și nu. Mulțumesc, da, pentru corecție. Vă rog să-i aplaudați mai cu efervescență, pentru că au nevoie de susținere, așa cum fiecare dintre dumneavoastră vor avea nevoie de susținere. Mult succes, dragi copii!
Au interpretat în momentele ce au trecut corul Alegre al școlii gimnaziale Mircea Sântimbreanu, dirijor doamna Faza Cașvișan Minodora. În scenă invităm mai departe corul Bel Canto, dirijat de doamna Samarin Ludmila, de la Școala de Arte pentru Copii Eugen Coca, Soroca, Republica Moldova. Corul Bel Canto.
A cântat corul Bel Canto, dirijor doamna Samarin Ludmila, de la Școala de Arte pentru Copii Eugen Coca, din Soroca, Republica Moldova. Felicitări, copii! Mergem mai departe și vom invita în scenă corul Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica, Arad, dirijor profesor Alexandru Zaharia. Corul Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica.
Senat, corul liceului teoretic Gheorghe Lazar din Pecica, Arad, dirijor profesor Alexandru Zaharia. Felicitări, copii! Mergem mai departe și invităm alături de noi corul Lia Ciocărlia, dirijat de doamna Svetlana Istrate, de la Centrul Republican pentru Copii și Tineret din Chișinău, Republica Moldova. Corul Lia Ciocărlia, dirijor Svetlana Istrate. Thank you.
Mulțumim corului Ilia Ciocârlia, dirijat de doamna Svetlana Istrate, de la Centrul Republican pentru Copii și Tineret din Chișinău, Republica Moldova, felicitări copiii. Și mergem mai departe și încheiem secțiunea pentru copii de astăzi cu corul Cristal al Școlii Gimnaziale 135 din București, dirijat de domnul profesor Perțea Bogdan. Corul Cristal, București. Thank you.
cose, donna ma graziose, che no hanno crudeltà, che no hanno crudeltà. Dragi copii, pentru, cred eu, aproximativ 3 sferturi de oră ne vom revedea aici pentru că jurul va merge să delibereze rezultatele după ce vom realiza, să spunem, premierea. O să vă rog să nu plecați pentru că doamna Ana Ungureanu va efectua o repetiție cu toți copiii pentru concertul din această seară, un concert care, așa cum știți, va avea loc la Palace, în sala Atrium a Palace-ului, și atunci va trebui să repetăm puțin împreună ca să iasă totul bine pentru în seara aceasta. Deci, 3 sferturi de oră va dura deliberarea, după care ne vedem aici pentru premiere. Felicitări tuturor copiilor și mult succes! Mult succes!